Bun venit la această meditație. Aici o să ne conectăm cu corpul nostru. Ceea ce vă rog eu pe voi este să aveți liniște în jurul vostru, fără nicio distragere. Și să ne așezăm comod, rezemat de spătarul unui scaun sau unui fotoliu sau orice altceva, fără să ne sprijinim și capul. După ce am făcut acest lucru, haide să închidem ochii și să ne conectăm cu corpul nostru. Să inspirăm 2-3 secunde pe nas și 4-5 secunde pe gură. Inspirăm din nou 2-3 secunde pe nas și 4-5 secunde pe gură. Haideți să ne punem o mână pe inimă, pentru că acolo este centrul iubirii noastre. Și să ne simțim bătăile inimii. Inima noastră este capabilă să iubească dincolo de univers. Și iubirea ei nu se va termina niciodată. Să începem să ne relaxăm. Poate am avut o zi grea și vrem să simțim în acest moment cum se relaxează vârful capului. Apoi cum coborâm și simțim cum se relaxează fruntea. Simțim cum se relaxează sprâncenele. Apoi ploapele. Apoi obrajii, nasul și gura. Simțim cum se relaxează bărbia. Simțim cum se relaxează urechile. Se relaxează toată fața, până în jos la gât. Se relaxează tot gâtul, coborând încet spre umeri. Pur și simplu simțim cum umerii noștri se lasă în jos relaxați. Se relaxează brațul stâng până la cot, apoi până la încheietură, palmă și fiecare deget în parte. Apoi se relaxează brațul drept până la cot, încheietură, palmă și fiecare deget în parte. Apoi simțim cum se relaxează pieptul, pur și simplu se lasă căzut în jos, relaxat. Se relaxează și bazinul, se relaxează abdomenul și spatele. Parcă fiecare coastă se relaxează și până pe coloană în jos. Apoi, după ce se relaxează complet și bazinul, se relaxează piciorul stâng, până la genunchi, la gleznă, talpa și fiecare deget în parte. Acum se relaxează și piciorul drept, până la genunchi, gleznă, talpă și fiecare deget în parte. Acum suntem total relaxați și haide să dublăm relaxarea. Simțim cum se relaxează a doua oară fruntea, obrajii, ploapele, nasul, gura și bărbia. Simțim
simțind cum se relaxează urechile, capul, gâtul și umerii. Prima dată, brațul stâng până la cot, la încheietură, palmă și fiecare deget în parte. Simțim cum se relaxează a doua oară și brațul drept până la cot, încheietură, palmă și fiecare deget în parte. Simțim cum se relaxează pieptul, abdomenul și spatele pe toată coloana până la bazin. Se relaxează bazinul spre piciorul stâng, de la genunche, gleznă, talpă și fiecare deget în parte. Apoi pe piciorul drept, până la genunche, gleznă, talpă și din nou fiecare deget în parte. Acum am rămas doar noi cu simțurile noastre. Ne auzim respirația. Ne ascultăm inima și ne simțim energia noastră naturală cum circulă prin tot corpul. Parcă simțim prin tot corpul cum circulă sângele, cum circulă din cap până în picioare. Ne simțim energia noastră interioară, care este o lumină frumoasă, care a fost întotdeauna acolo. Noi suntem capabili să facem orice, pentru că noi am venit pe acest pământ cu un anumit scop. Acel scop este să facem experiențe și să facem ceea ce ne face pe noi să ne simțim fericiți. Noi suntem ființe energetice. Acum nu există nici trecut, nici prezent și nimic altceva în afară de noi. Doar noi, un mic punct de observație în tot universul. Energia pe care noi o simțim acum în interior vibrează dincolo de noi. Vibrează până în univers. Noi avem puterea de a crea orice. Suntem energie pură. În acest moment nu există nimic altceva, nimic decât noi. Nu există trecut, viitor, viața noastră. În momentul ăsta lăsăm totul deoparte pentru câteva clipe și trăim în prezent, simțindu-ne corpul, parte cu parte, celulă cu celulă. Noi în interior avem o energie extrem de frumoasă. Suntem capabili să realizăm lucruri extraordinare. Noi trebuie să ne iertăm pentru tot ce am greșit, pentru că ceea ce am greșit rămâne în trecutul nostru. Am venit pe acest pământ pentru a merge odată cu timpul, odată cu energia pe care o avem în noi și odată cu noi. Suntem capabili, suntem puternici de a merge mai departe, indiferent ce a fost și indiferent ce va fi, pentru că noi în acest moment ne simțim acea energie pe care o avem în interiorul nostru, acea iubire care vine din bătăile inimii și acel frumos gând pe care îl avem în acest moment cum suntem cu noi. Pur și simplu suntem aici pentru noi. Este clipa noastră de liniște și o ascultăm cu mare iubire, pentru că noi suntem capabili să facem orice.
trecutul este profesorul nostru. Sunt rănile care au rămas acolo și trebuie să ne iertăm, pentru că astfel noi lăsăm în spate carul de experiențe și deschidem brațele larg spre experiențele care o să vină. Suntem capabili să trecem peste orice greutate, pentru că noi avem în noi o putere interioară care trece peste orice. În momentul ăsta suntem putere pură, suntem energie pură, suntem conectați cu noi înșine. Ne auzim respirația, ne simțim fiecare parte din interiorul nostru și suntem făcuți pentru a trece totul în această viață. Pur și simplu, ceea ce avem este prezentul. Prezentul este realitatea noastră pură. Ceea ce avem este aici în prezent și va fi mereu prezent. Trecutul este un prezent care nu mai există. Prezentul este realitatea noastră. Viitorul va fi un prezent care va veni. Și noi suntem în stare să trăim acest prezent cu toată puterea noastră, cu toată iubirea noastră. Și suntem capabili să fim exact cum noi simțim să fim cu adevărat. Pentru că noi putem orice. Noi suntem ființe energetice. În momentul ăsta suntem aici doar noi. Și acum, când ești pregătit, poți mișca încet degetele de la mână, degetele de la picioare și să deschidem încet ochii. Să încercăm să luăm cu noi această stare de liniște și de calm în restul zilei noastre. Mulțumesc că ai fost aici.